Bine te-am găsit la bibliotecă. Astăzi am adus Sălbaticul lui Guillermo Ariaga. Este o carte mamut, așa dacă te sperie, cele peste 700 de pagini, dar nu e cazul, pentru că e o carte care vine cu o poveste și dură, dar care reușește cumva să-ți arate că viața, chiar dacă pornește prost, are și părți frumoase. Biblioteca cu Tea Odorescu. un podcast zunivers. Universe. Povestea e construită pe două planuri care la un moment dat se împletesc și tu înțelegi în sfârșit de ce Guillermo te-a plimbat așa prin munții și ținuturile vitrege din America de Nord, ți-a făcut cunoștință cu un lup și după aia te-a dus până în Mexic în anii 60 ca să-l urmărești pe Juan și pe familia lui. Nașterea lui Juan vine la pachet cu o tragedie, fratele lui geamă în moare și el este urmărit de episodul ăsta toată viața. Pășește cu stângul cum ar veni în viață, pentru că și mama lui e prea deprimată să-l îngrijească. Noroc însă că intră în scenă bunica, Salvarea a venit de la bunica din partea tatălui când și-a dat seama cât repulsie le provocam părinților mei, s-a mutat în casa noastră. Ea a fost cea care m-a hrănit cu biberonul, mi-a schimbat scutecele și m-a îmbrăcat până la vârsta de un an atunci când mama s-a trezit din lunga ei letargie și natura i-a redat instinctul matern. Juan mai are un frate mai mare pe care îl cheamă Carlos, îl iubește pe Carlos, îl admiră, își dorește să fie ca el și are și de ce, pentru că acest Carlos e deștept, citește mult, îl îndrumă pe Juan, Carlos se lasă de școală doar pentru că îl plictisește, Carlos e și genul ăla de frate mai mare care îl apără pe la mai mic. Mexicul, la sfârșitul anilor 60, nu e cel mai sigur loc, poliția se întrece în abuzuri, e mânjită, se cumpără și face legea, dar nu legea aia care trebuie. Polițiștii supravegheau zona stând în picioare pe bara de protecție din spatele Dubei. Dacă te vedeau pe stradă, săreau din mersul mașinii, te rețineau sub acuzația de vagabondaj și răzvrătire, chiar dacă niciunul dintre polițiști nu știa ce înseamnă cuvântul ăla, și te duceau în beciurile poliției cu cătușele atât de strâns încât ți se învinețeau încheieturile. Odată arestat, îți cărau pum și picioare și îți făceau șocuri electrice la testicule până când cineva aducea destui bani ca să-i mituiască. Abia atunci îți dădeau drumul, în cel mai bun caz, scăpai cu câteva bastoane luate pe spinare ca să te înveți odată minte să porți părul scurt ca bărbații, nu lung ca femeile. Singurii nepersecutați de poliție erau băieții cuminți care făceau parte din mișcarea tinerimii catolice. Băieții cuminți purtau părul periuță, cămașa încheiată până la gât cu mânecă lungă și lănțișor cu crucifix, nu foloseau cuvinte urâte, mergeau zilnic la slujbă, le ajutau pe doamne să-și care cumpărăturile și duceau mâncare la orfelinate. E poleiala asta de băieți cu minți se duce repede și cititorul se convinge și mai repede că doar niște lupi în blană de oaie. Și de la lupi ăștia vine și a doua tragedie din familia lui Juan. Se întâmplă fix când părinții lui sunt plecați într-o vacanță în Franța, pe care și-o durau foarte mult. Mi s-au părut cele mai grele pagini de citit. Te apucă așa o revoltă la nedreptate, la cum poliția trece repede peste eveniment, numește accident ceva ce rupe o familie în două și gata, totul se bagă sub preș. Și asta e frumos la cartea asta, că fix când te-a montat în acțiune și îți vine să smulgi paginile alea, să le devorezi, pac, se schimbă cadru, apare Amaruk, este un inuit care își face un scop din a găsi și a vâna un lup și nu e vorba despre orice lup, bunicul îi spune că e animalul care îl va obseda toată viața. Amaruc și-a dat seama din prima că acela era lupul despre care bunicul îi spusese. Dintre toți lupii pe care îi se -i întâlnești în viață, unul singur va fi stăpânul tău. Îi vei aparține, vei încerca să-l vânezi și o să-ți scape de fiecare dată. Te va obseda, îl vei urmări toată viața. O să-i auzi urletele în miezul nopții și vei ști că nu-și cheamă haita, ci că te cheamă pe tine. Lupul acela ești tu. Amaruc s-a uitat de pe culme la marele lup cenușiu și la haita lui care se pierdea în desișul pădurii. S-a hotărât să-l numească sălbaticul. Sălbaticul, că despre el e vorba, nu neapărat despre lup, nu e genul de carte în care acțiunea să stagneze. N-ai cum să te plictisești, autorul nu bate câmpii. Apar tot timpul oameni noi, personaje care ajută sau complică lucrurile și descrierile sunt savuroase, adică reușești cu ochii minții să vezi omul ăla despre care se vorbește. Sean, de exemplu, e prieten cu Carlos, pe care Juan îl cunoaște la rândul lui și e un american întors din Vietnam, distrus. Ca toți cei care se întorceau de acolo, mâncați de sifilis sau gonore, mutilați fizic și mai ales psihic, pastilați cu morfină, soldați ca el care nu-și mai găseau loc în Statele Unite și se mutau în Mexic. Și ca să nu te pierdă, autorul presară indicii din care să înțelegi de ce vorbește de un animal sălbatic și apoi te mută iar la Juan. Asta pentru că Juan la un moment dat salvează un câine pe care stăpânii voiau să le utanasieze pentru că era de nestăpânit colț se numea și se numea așa după romanul lui Jack London. E un câine de care nu s-a ocupat nimeni și a fost lăsat singur. Prin urmare a devenit foarte agresiv. E un câine care atacă tot ce prinde. Cât a fost cățeluș, colț a crescut singur într-un spațiu minuscul. Cât era ziua de lungă, stătea lungit lângă stâlpul de fier de care era legat cu un lanț. Nu moțăia, cum fac alți câini. Dacă cineva trecea aproape de gard, colț se ridica și mârâia amenințător. Chiar dacă avea botnița pusă, tot le făcea probleme. A atacat oameni, pisici, câini, mașini, orice mișca. Putea să îndoaie portierele mașinilor la care se repezea. Um, colț a fost cumpărat în urma unui anunț de la o crescătorie din Canada care vindea câini-lup. Um, câinii ăștia erau rezultați din împerecherea lupilor cu câini din rasa Malamut de Alaska. Uh, și, mă rog, așa cum anticipați, o să observați că acest colț nu e chiar câine lup, e mai mult de atât. Și mai e ceva simpatic la cartea asta de, la cartea de astăzi, sunt capitole care se încheie cu prezentarea unor credințe, obiceiuri ciudate de prin lume și e, e și România acolo. În munții Transilvaniei, când o tânără femeie moare înainte de a apuca să se mărite, sătenii pregătesc o ceremonie nupțială. Pentru că a murit înainte de vreme, strigoiul, adică sufletul incomplet, vrea să se răzbune. Acea nuntă simbolică e organizată pentru a-l îmbuna pe strigoi. Și nu e nimic întâmplător la fiecare scenă din cartea asta, fiecare personaj construit, un puști, de exemplu, care îl bate pe Juan și căruia îi aplică apoi o bătaie zdravă în Carlos, nu e degeaba acolo. Trebuie doar să ai răbdare, să vezi cum evoluează și ce pregătește personajul respectiv. Până la un moment dat, ai crede că e o carte despre cum se pregătește o răzbunare. E și o maximă a lui Confucius acolo, înainte de a porni pe drumul răzbunării, sapă două morminte. Da, cartea e mai mult decât răzbunare, e despre viață în general. Atât pentru data asta, eu te aștept și data viitoare la bibliotecă cu o carte nouă. Zunivers Podcasts.